Deși au trecut câteva zile de când am ieșit de sub codul roșu, pe aleile din cartierele constanțene, zăpadă măsoară și jumătate de metru. Indiferent din ce punct de vedere abordez problema ca locuitor al orașului, pieton sau șofer, ineficiența este cuvântul care ar caracteriza modul în care autoritățile locale au acționat în aceste zile. Situația nu este una roz nici pentru pietoni, oamenii sunt nevoiți să circule în plină stradă deoarece trotuarele sunt acoperite de molmane de zăpadă. Din cauza munților de zăpadă ce tronează pe trotuare, oamenii sunt nevoiți să-și pună viața în pericol circulând pe carosabil printre mașini. Păi dar fiecare își face în dreptul lui, sigur. Dacă nu dați la lopată, reușiți să ieșiți de aici? Nu. Sunt nicio formă. Foarte greu, pentru că nu știu care a fost situația, putea primăria cât de cât la străzile principale cu magazine, cu lanțuri de magazine, să facă trotuarele. Dimineața aici la Tic-Tac, una din mașini, a oprit pe dreapta, a blocat, coada era până la Brotăcea, a stat cu mașina 20 de minute până a trecut. Fata a dat de numere când aveam să lase mașina și omul trece pe partea carosabilă unde nu are voie să circule cu mașina. Nu ne mai rămâne decât să sperăm că, de această dată, cei responsabili de dezăpezire vor reuși să-și facă treaba.